că domnul Bănică este un primar corect, n-am nimic să-i reproșez, n-am informațiile astea, Doamne ferește. Bun. Este același corp. Nici nimeni pe lumea asta nu este de neînlocuit. Deci eu, domnul Diaconescu, refuz să comentez pe tema domnului Dope, pentru că este, suntem prieteni de 20 ceva de ani, da? Și refuz, încă n-am apucat să pentru că a fost vizita, dânsul a făcut declarația am fost plecat la minister pentru că v-am spus chiar cu problemele master planul de apă și ta. Da? Urmă a fost vizita premierului, a trebuit să mă pregătesc marți. Miercuri a fost vizita, am și Consiliul și vizita premierului. Ieri am fost din nou la minister pentru rezolvare. Nu am avut timp să vorbesc personal cu Consiliul. Până nu vorbesc personal, ținând cont de prietenia noastră lungă de foarte mulți ani, nu pot să fac o afirmație și mă abțin să fac orice comentariu asupra acestei situații. Vreo 10-20 de primari din județul ăsta, vreau să știu foarte curios dacă s-ar înființa o filială UDMR aici, dacă s-ar trece și pe acolo. În rest, s-ar trece pe acolo. Asta este comentariul dumneavoastră. Are sediu. Vreau să mai fac un lucru. A apărut în presă o informație, din nou eronată, că între mine și domnul deputat Teodorescu ar fi o situație conflictuală. Vă garantez că nu există nici cea mai mică situație conflictuală. Nu râdeți, vă spun din tot sufletul. Dimpotrivă, în ultimele două săptămâni am avut o colaborare extraordinar de strânsă cu domnul Teodorescu și vă spun că m-a ajutat extraordinar de mult în foarte multe proiecte. Mai mult, intenționez ca împreună cu dânsul să elaborez o serie de reglementări, de modificări legislative, pentru că la ora actuală, între legea administrației publice, statutul alegerilor locali și alte legi sunt necorelate, da? Și câteodată este foarte greu să dă naștere la multe interpretări și să pui în aplicare legea corect. Deci, vă garantez că nu are, într-o dată, s-a încercat până acum să introducă dihonia între mine și domnul Beanu. Au văzut că n-au reușit să introducă o dihonia între mine și dânsul. Acum încearcă același lucru cu domnul Teodorescu. Vă spun, încercați degeaba. Am făcut eu. Vorbele le-am luat la cineva care a fost lângă dumneavoastră. Nu, spune. Deci lângă mine era domnul Beanu. Confirmați că nu v-am spus eu. Nu, au fost doi jurnaliști care domnul Beanu, dar dumneavoastră a spus lângă noi. Ne-am certat noi cu ceva acolo? Deci a fost adevărat, doar că confirmăm că l-ați spus dumneavoastră. Nu, stați așa. Nu. Că nu i-am spus eu, domnul Beanu, dar noi ne-am certat cu ceva acolo, că erați lângă noi în poze. Nu, a venit mai târziu. L-ai pozat mai târziu. Deci eu, întrebați și pe domnul Teodorescu, eu vă spun, l-am întrebat chiar la curând. Teo, când ne-am certat noi? Ce aberație, domnul? Deci nu încercați, că dacă n-ați reușit să mă faceți să mă cer cu domnul Bea, nu vă garantez că nici cu domnul Teodorescu nu mă cer. Am reușit să mă faceți, vă certați cu Barbu, până la urmă. Cu Barbu nu, mă. Auziți, numai puțin. Nu eu mă cer. Domnul Barbu se ceartă cu toată lumea. El se ceartă, nu eu. Da? Eu v-am demonstrat un lucru. M-a rugat să-i trec proiectul, da? Pe care putea să-l treci săptămâna viitoare. Am făcut la dânsul. Și imediat după ce s-a terminat ședința, a aruncat în tot orașul cu mizeria asta. De manifest, că nu pot să zic altceva. Promit ca săptămâna, ca în weekend acum, să pun o poză în care vă împăcați cu Bădălău. Doamne, nu știu. Promit, este mântu-mă. Problema, domnul Diaconescu, vă rog frumos. Se reface USL-ul. Nu știu cum o să se refacă. Dacă domnul Bădălău a susținut 2 ani că nu există USL la Giurgiu și acum începe să creadă că USL-ul trăiește, v-a explicat destul de bine domnul Băianu. Și pe domnul Băianu care era un susținut. Da, credeți-mă.
Credeți-mă, indiferent ce s-ar întâmpla, eu nu, ce n-am acceptat eu în acest USL, n-am acceptat să funcționez, să funcționăm PNL-ul în raport cu PSD în genunchi. Pentru că ești partener. Doi, nu o să accept niciodată atitudinea cu cineva când pleci de la premiza asta. Noi nu negociem, noi ordonăm. Sigur, mereu, mereu, mereu faci așa. Și referitor la această opoziție... Nenorocirea știți care e? PSD-ul este fratele mai mic la Giurgiu. Înțelegeți? Dom'le, ascultați încă un lucru. Deci ascultați un lucru. Facă ce a făcut și guvernul Boc, să avem în același timp trei directori. Dar poți fi acuzați de ceva acolo, cred eu. Cum se joace? Se joace. Da, n-a acceptat. Nu i-a acceptat demisia. Demisia nu s-a acceptat. Da, ca să poți să depui lista, trebuia să ai hotărârea. Pierdea PNL-ul toți reprezentanții la secțiile de votare în toată România. Deci asta... Și o reușesc foarte bine. Dacă mai sunt întrebări. Vedeți câtă presă... Doamne ferește! Deci, doamne, tu crezi că așa procedează ei? Pentru că trebuie să plătesc dumneavoastră. Nu știu. Cu mine nu. Cu mine nu v-ați prezentat, doamna. Nina Cincoeru, care este și purtătorul de cuvânt al organizației parlamentare, astăzi nu a putut să vină. Eu sunt doar un substitut. A trecut la PSD. Susține USL. Proiectul de extindere a ADI-ului prin care foarte multe comune din județul Giurgiu vor avea acces la apă.